rezervorul full. Am făcut plinul. Am făcut mașina. N-am mai apucat să vorbim. Am făcut mașina. Am schimbat plăcuțele. Am schimbat plăcuțele de frână. Nu mai știu ce o mai făcut pe aici, pe la mașină ăla, un englez. Cred că m-o ars. Coda la Tesco. Am făcut cumpărături. Am spălat mașina. Tot. Suntem pregătiți de călătorie. Am scos foi de alea de drum să intrăm în Italia. Trebuie să completăm niște formulare, că intrăm pe proprie răspundere și stăm 14 zile la domiciliu în carantină. Tot e pregătit. Tot e pregătit. Mașina verificată, rezervorul plin. Astăzi mă duc să mai cumpăr niște euro, să avem euro la noi. Ce să vă mai zic? Ați văzut că... Ați văzut că e bombardat internetul cu știrea aia, cu polițistul ăla, s-a aflat și cum îl cheamă, tot. Deja e plină media de știrea aia. Sper să-l demită. Ce să-l demită? Să-i facă dosar penal pentru loviri. În rest, tot așa. Deja începe lumea să mai răsfireze. Uite, autobuzele pline. La Tesco nu mai sunt restricții de alea să... În supermarket nu mai pus bariere și nu știu ce. Din 15 mai am înțeles că se ridică ordinul militar și în România. Noi mergem în Italia. Stau până pe 20-25 în Italia. Sper să nu întâmpinăm nicio surpriză pe drum. Să nu avem neplăceri. Asigurare nouă mi-am făcut la mașină. M-am mutat de la o altă, de la o companie la alta. Sper să nu avem neplăceri pe drum, n-am văzut ce neplăceri să avem. Astăzi pătim tunelul. Mergem la canal, trecem cu tunelul. Urcăm mașina în tren și ieșim pe Franța, pe la Calais. Intrăm pe un pic pe Franța. Franța, Belgia, Bruxelles. Intrăm în Austria și din Austria coborăm în jos spre Pirinei, intrăm în Italia. Dar soțului mama lui Ileana ne-a dat un traseu care îl făcea el când făcea Elveția. El avea socru, tata socru. Mama lui Ileana s-a recăsătorit cu un domn care a lucrat 40 de ani în Elveția și a avut casă în Italia, dintotdeauna avea. A avut casă și în Italia. Când stătea în Elveția, vara venea în vacanță în Italia, când stătea în Italia, mergea în vacanță în Elveția și tot așa. Mie omul s-a pensionat, acum e pensionar, are 83 de ani sau nu știu câți ani are. În fine, și el ne-a învățat să mergem pe un traseu să ocolim tunelul ăla care se plătește, era 68 de euro, parcă 70 de euro, nu știu, oricum era scump tunelul. Și el m-a învățat să o iau pe un traseu pe care să ocolesc Pirinei prin Austria și intru un pic în Germania. O să vă explicăm aici tot detaliat. Deci faza e
Da. În România s-au potolit spiritele, nu s-au mai bat romii, țiganii cu poliția. Bine, a ieșit un domn, un țigan de mătase, cum se zice. A ieșit un țigan de mătase din București și a zis frumos, băiatul, nu-i dau numele că n-are rost. Dar e un băiat din București, un țigan care e pe Facebook, vorbește frumos, face și glume, face și de toate. Și a ieșit și a zis. A zis în felul următor. Voi vedeți ce țigani. Deci, cu probleme, cu bătăi, cu de-astea. Nu sunt țigani de aia din familie, țigani cu renume, noi și că sunt și țigani domni și țigani sunt cântăreți, sunt meseriași, sunt țigani oameni, nu sunt români cum sunt țigani. O ieși de aia sărace, ăla cuveit și bombardier și, na, dar oricum, nu au nicio scuză organele de poliție să se comporte în halul ăsta. Orice ar fi făcut amărâtul ăla de la jos, orice ar fi făcut, nu trebuia să lovească ca pe un animal, să dai așa în halul ăsta, într-un om. E un suflet și el până la urmă. Țigan, român, sars, ungur, suntem suflete toți, mă. Asta cu bătaia era pedeapsa pe vremea lui Vlad Țepeș, nu acum. Acum deja suntem occidental, sunt democrație, libertate, atâtea organizații unite și de astea și noi tot cu bătaie, tot acolo am rămas, la ciobănisme. Urât. Mă o să-mi fac ceva de mâncare, pe urmă mergem cu bicicletele să mai caut, mă duc să caut o casă de schimb valutar, să mai cumpăr niște euro, să avem euro la noi. Mâine dimineață pornim. Mâine dimineață pe la 9-10 pornesc, v-am zis, mergem la tunel, la Calais, luăm tunelul, ieșim pe Franța, coborâm în jos, mergem, intrăm în Bruxelles, Luxemburg. În Luxemburg alimentăm, o să-mi iau niște motori, benzină în canistră, acolo e sub un euro. O să ne luăm țigări, detergent, cafea, că-s ieftine. În Luxemburg nu au taxe. Da, aventura începe. V-am promis, v-am zis că aventura începe mâine. Mâine pornim în aventură. Da, o să stau acolo. O să vedeți, ăștia care sunteți mai noi pe canal și nu știți, casa lui socru e situată într-un sătuleț frumos. E undeva pe o colină, urcăm așa frumos, aer curat, nu mi mai tai palmieri, tund iarba, fac curățenie, altfel trece. Mai facem un TikTok, mai facem o gimnastică dimineața. Da, apropo, cu gimnastica nu m-am ținut, cu dieta o țin, dieta mă chinui. Dar cu gimnastica încă n-am, am făcut, dar n-am luat camera cu mine, să nu crezi că sunt fără cuvânt, că nu am cuvânt, încă mai am cuvânt. Dar ce am să vă zic eu vouă? O să începem în forță în Italia. În Italia începem gimnastica în forță. Dimineața ne îmbrăcăm în training, avem acolo o curte mare, o să vezi, cu palmieri, o să pun camera acolo, pune muzică și cu Ilian amândoi. Îmi duc și corda, am și de aia. Am de toate. No. Mâine, nu știu ce, astăzi mai pun vlogul ăsta, astăzi editez video ăsta. Și de mâine nu mai pun nimic până nu ajung în Italia. Când ajung în Italia, după și acolo trebuie să rezolvăm problema cu internetul și cu ăsta o să postăm. Dacă nu în fiecare zi, tot la două zile, că nu am internetul de aici. Aici am internet bun, acolo e slab internetul. Numai după ce o să se deschidă libera circulație, am înțeles că din 4 mai
dimineața, ziua ce filmez ziua, dimineața editez și pun, mă duc la un bar, beau o cafea și acolo merge netul zborul și una două se încarcă, înțelegeți? Deci dacă lipsesc un pic, să nu intrați în panică că nu am net și sunt pe drum. O să vă povestesc. O să vă povestesc toată aventura care cum am călătorit, cum am ajuns și dacă am întâmpinat probleme, dacă am întâmpinat probleme, cum o decurs tot, da? Hai. Aveți grijă de voi. Vă pup al vostru Big Tima. O să începem să facem videouri mai relaxate, nu ne mai certăm cu nimeni. Da? O să fie ok. Rămâneți aici cu mine. Vă pup. Vă pup și vă iubesc.